activități ale bibliotecilor, arhivelor și activități culturale. Meseriile care le avem ofertate la această bursă sunt administrator IT, ajutor bucătar, tâmplărie din aluminiu, inginer automatist, inginer constructor, inginer dezvoltare, inginer electric, inginer electromecanic, deci inginerii sunt la mare căutare de către angajatori. Eu sper că aceste firme care au locurile de muncă vacante să-și găsească personalul care și-l dorește pe domeniul respectiv și conform pregătirii fiecăruia. În prima fază s-au anunțat 39 de agenți, dar știți cum este, forța de muncă este într-o continuă schimbare și într-o dinamică perpetuă și atunci avem 48 de agenți economici și în loc de 329 de locuri sunt 512 locuri de muncă vacante, din care 38 sunt pentru cei cu studii superioare, avem foarte puține locuri pentru cei cu studii superioare și 474 sunt pentru cei cu studii medii și profesionale. Sper că această bursă să fie de bun augur. Eu rezultatele bursei vi le pot spune după terminarea bursei. Avem trei etape. Prima etapă pentru anii OFM este locul unde organizăm bursa, câți agenți avem, dar de ieri până astăzi, după cum știți, s-au schimbat cifrele și mai avem un comunicat peste două săptămâni, o lună, să vedem cine s-a angajat la această bursă. Am invitat inclusiv centrul nostru de formare, am invitat, am pus stand pentru EURES, din cauza asta este foarte multă lume, dacă știam că este așa de multă lume, o făceam la sala polivalentă sau chiar în curte la JOFM, dacă nu știam ce timp frumos va fi, pentru că avem spațiu suficient, puteam să-l organizăm și la noi în curte, să organizăm și la noi în curte această bursă. Vă mulțumesc dumneavoastră prese pentru că ne onorați totdeauna cu prezența. Eu sper să fie de